Raed Arafat are COVID. Anunțul a venit chiar de la șeful DSU, care spune că și-a făcut un test acasă și a ieșit pozitiv, deși a purtat tot timpul mască FFP2. Șeful DSU spune că va lucra următoarele zile de acasă, amintind că mâine Tribunalul București va anunța decizia de a admite sau nu cererea procurorilor anticorupție de începerea urmăririi penale în dosarul achizițiilor din pandemie pentru Raed Arafat. Și vorbim pe marginea acestui subiect alături de colegul meu, Victor Ciutacu. Mulțumesc, Victor, pentru intervenție. Nu putem decât să-i urăm multă sănătate și mai puțină imunitate în fața judecătorilor, aș spune, pentru că trebuie să aflăm totodată ce s-a întâmplat cu aceste achiziții de milioane de euro, multe dintre ele nejustificate de altfel. Păi sunt câteva lucruri care trebuie spuse aici. În primul rând, sănătate, dacă într-adevăr are COVID. Și spun dacă într-adevăr are COVID, pentru că așa m-au învățat pe mine autoritățile statului în decursul ultimilor 2 ani de zile, până nu văd un test PCR certificat cu ștampilă și semnătură de la clinică, eu nu cred în testele instantanee. Aștept să prezinte. Dar de ce și-ar înșena, să spunem, acest test pe care spune că l-a făcut acasă? Dar nu zic că și l-a înșenat. Poate nu a fost foarte fidel testul respectiv și a ieșit în greșeală. Poate este fals pozitiv. Nu? Că atâta amar de vreme ni s-a spus că putem ieși din case pe baza, sau pătrunde în avioane și diverse spații pe baza testului PCR. Nu văd de ce domnul doctor Arafat nu și-o face și domnul sau un test PCR să demonstreze că într-adevăr este COVID. Doi la mână, nu e obligat conform legilor adoptate de guvernul din care face parte domniei sale să stai în izolare. Că știi că acum nu mai ești obligat. Dacă ai COVID, n-ai COVID, poți să umbli ca vodă pe un lobodă. Deci nu înțeleg de ce domnul Arafat trebuie să lucreze de acasă când patria o cere. Al treilea rând, nu înțeleg cum i-a picat la zar testul ăsta pozitiv fix cu o zi înainte să se dea pronunțarea într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție cere începerea urmăririi penale într-un dosar de achiziții publice. Al patrulea lucru, nu înțeleg cum a luat domnul Arafat COVID, dacă a umblat numai cu mască FFP2, cum domnia sa ne-a spus. Deși în imaginile astea îl văd, pe care sunt pe micul ecran, îl fac o cârpă de albastră de neobligat și pe noi să le purtăm. Nu știu când a purtat numai FFP2, că noi avem imagine cu masca bleu, odată, de la farmacie tradițională. Dar, repet, parcă era masca FFP2, parcă era supremă, parcă dacă o luai, nici virusul ucigaș nu te mai ia din. Altfel, ce să spun, sănătate multă, domnului doctor, bănuiesc că știe sigur cum să se trateze, bănuiesc care la dispoziție și medicamentele alea pe care muritorii n-au acces. Una peste alta, ce să zic, îi doresc succes mâine în fața judecătorilor. Unde ce crezi că se va întâmpla în privința acestui dosar mâine? Nu știu, Marius, după 8 sau 9 amânări nu mai cred nimic, dar observ că domnul Arafat e singurul care vorba ta să bucură două anume imunitate în fața organelor de judecată din România. Habar n-am, n-a pus mâna, dar părerea mea e că, după cum ne-au învățat ulteriștii, fără penal în funcții publice. Da. Mulțumesc, Victor Ciutacu, pentru aceste comentarii. Așadar, este informația momentului. Raed Arafat s-a infectat cu COVID. Anunțul a fost făcut chiar de dumnealui. Urmărim subiectul. Continuăm acum cu un breaking news.